Cum parchezi când n-ai unde parca? Ca poliția de la secția 22, pe trotuar. Și și-a mai desenat și loc de parcare, ci că e rezervat de ADP sector 6. Da? Deci trotuarele au fost făcute cu mare efort financiar și fizic ca să servească drept suport pentru două roți de mașină. Da? Și acolo alveolul aceea era pentru altceva. Au făcut un loc de parcare aici cu șatra parcat pentru livrare, probabil că e cu seria TAZ. Ce părere au consilierii locali și primarul sectorului 6 de așa fel de a parca? Mergeți pe carosabil, dragi pietoni, că pe stânga e parcare perpendiculară, pe dreapta e parcare de-a lungul drumului și ocup trotuarul lângă secția de poliție 22, în spatele pieței drumul taberei. Un polițist imediat s-a sesizat, nu știu de ce umblă el fără șapcă, dar cred că e prea cald. El e cu mașină civilă. S-a dus să-și ia șapcă. Credeam că vine să mă întrebe ceva, n-are nimic de întrebat. Totul e clar. De bandada din capitală. Tot aici, sectorul 6, nu știu ce stradă e asta, dar e cu ieșire spre strada Brașov. Tot trotuarul e ocupat. Nu scrie că ar fi autorizat de ADP sau de poliție, dar oamenii din Prahova, Călăraș, am înțeles că e voi. Și cei din Brașov, Buzău, Dâmbovița au nevoie de loc de parcare. Acolo sunt parcări autorizate, dar din coace doar așa, parcare de gherilă. Și pietonii se meargă pe mijlocul drumului. Așa a fost proiectat, ca la București. Zona cu limită de viteză. Alt trotuar, deja înspre bulevardul Timișoara, tot așa ocupat de mașini. Bine, cel din stânga e liber. Și altă năzdrăvânie a primăriei Lumutu, acum moștenită de Ciucu. Gunoaie ăștia cu chip, cu card. Vă dați seama în ce se bagă banii, în loc să cheltui cumva rațional. Atât de prețios e gunoiul, încât deja nu mai au voie cerșătorii, oamenii fără domiciliu, fără venituri, să scormonească acolo ca să extragă plastic, metal, lemn, hârtie și ceva de mâncat. Vă dați seama ce s-a boierit capitala. Dar între timp își parchează mașinile pe trotuare sau în glod acolo, în lut. Pentru că unde să ne băgăm mașina? O băgăm oriunde. Dar Ciucu între timp spală carosabilul cu detergent. Da, aici lângă o școală, o altă minune. Strada Pașcani. Au plantat castani. Frunza mare. Crede cineva că o să supraviețuiesc castanii ăștia? Ăsta nu știu ce cornă-i. Poate ăsta o să rămână viu. Și ăsta nu știu ce-i. Poate tot castan, dar-i pui mic.
se pare chiar alun sau ceva. Ăsta o să prindă, dacă asta nici e, nu prea cred. Dar o să ne exprimăm la votare. Că tot aici votăm la școala gimnazială 169.